Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial scurt ca de obicei, așa cum v-am obișnuit. Știți că în ultimele zile, în ultima săptămână ca să fiu mai exact, m-am tot bătut cu dropurile de FPS nenorocite. Acum, recent, de două zile mai exact, am găsit un fix pentru dropurile de FPS care a funcționat la mine. Nu e garantat că o să vă rezolve și pe voi, dar am zis că să împart acest lucru cu voi. După cum vedeți, am modul de grafică instalat cu tocuri shade, cu NB, cu nebunii, cu de tot. Haideți să vă arăt și cum stăm cu FPS-urile. Uitați-vă în colț în stânga, bine. Nu sunt foarte accurate acele FPS-uri pentru că eu le-am blocate la 60. Dar după cum puteți vedea, cu toate setările în blană, cu tot, jocul se mișcă absolut impecabil și cu stream-ul pornit. Mai sunt unele locuri în care e imposibil de reparat acel drop de frame-uri, dar încercăm să scoatem tot ce putem mai bun din cât avem. Așa că, cum se face acest fix simplu și rapid? Se deschide Task Manager-ul. O secundă, perfect. Deschideți Task Manager-ul, după care căutați primele trei procese din 5M. 5M.exe, 5M Dump Server și 5M GTA Process. Tot ce aveți voi de făcut este în felul următor. Click dreapta pe el, Set Priority High. Următorul, click dreapta, Set Priority High. Următorul, click dreapta, Set Priority High. De menționat este faptul că dacă în fundal aveți alte programe care rulează și ele simultan cu 5M-ul sau aveți alte programe de care aveți nevoie, de exemplu Discord-ul, aveți un, nu știu, un program care randează, aveți un știu eu ce anume, mergeți la programul de respectiv din această listă și îi setați prioritatea tot pe high. De preferat, acum, ce să zic, dacă vă setați prea multe programe pe high, care vă rulează în fundal, e ca și cum n-ați făcut setarea asta deloc. De menționat faptul că, încă un lucru, dacă aveți și OBS-ul pornit pentru că poate filmați, faceți același lucru și la OBS. Mergeți, căutați OBS-ul, OBS 64.exe, click dreapta, set priority, high. Restul proceselor de care n-aveți nevoie, în mod special, le lăsați așa. Puteți să setați 5M-ul chiar și la real time, dar deja acolo s-ar putea să înceapă să dea rateuri PC-ul și nu ne dorim chestia asta. Bun. Acestea fiind spuse, cam asta a fost și cu tutorialul de data asta. Scurt, sper că v-a ajutat. La mine personal se simte diferența și ne auzim pe live-uri. Grijă de voi. Ciuspa.